Câte apropii despre meci? Meci cu Oțelul este dificil, deci eu cunosc că este echipă cu intensitate. Nu este posibil, dacă noi suntem echipa de play-off, noi suntem echipa cu mentalitate corectă, noi castiga acest meci. Dacă noi nu castigăm, este mai mult lucrare ca este important după acest meci. Deci noi nu suntem regular. Echipa regulară este echipa de play-off, echipa nu regulară nu este echipa de play-off. Considerați că echipa dumneavoastră a pierdut mai mult decât a câștigat o țelă? Nu, eu cred că Oțelul este echipa ca joacă pentru duel cu intensitate, cu nu excepțională intensitate, cu nu jucă frumos, de calitate, joacă fotbal cu intensitate, cu mai multă intensitate de toată echipa de la Liga. Dacă noi jucăm play-off, am castigat este tip de match. Deci nu este posibil că jucăm sigur cu tehnica, cu calitate, este match că este importantă intensitate, mentalitate, că castiga duel, că castiga minge, nu este posibil că acest match nu e bine duel, nu e bine castiga minge în atac, în defense, nu e bine.